Comunitatea Îndreptat Digital m-a ajutat foarte mult să evoluez și să fac pași importanți în schimbare și să răspund nevoilor elevilor mei. Una dintre reușitele digitale la clasă ar fi entuziasmul elevilor mei de a participa la astfel de activități, deosebit la cele în care utilizez tehnologia, implicit cerințe de teme în acest sens. Sunt dornici să lucreze și să primească sarcini în domeniul acesta digital. Cea mai mare provocare a mea a fost în momentul în care am predat pentru prima dată elevilor ceea ce am învățat la cursul Îndreptar Digital. Îmi programasem înainte de oră să oglindesc telefonul pe laptop și dintr-o dată m-am trezit că nu e pur și simplu o conectare între telefon și laptop. Am descoperit că nu știam să fac lucrul acesta. Intrasem în panică, apoi mi-am dat seama că pot să rezolv altfel. M-am reorganizat, pur și simplu am luat telefonul și le-am arătat pașii necesari. Să scrie pe Google, să găsească magazin Play, lucru cu care erau deja obișnuiți și asta a făcut să meargă lucrurile mai repede și mai simplu mai departe. Când folosesc resursele digitale, mă simt un bun organizator. Am foarte mulți copii în clasă și sunt încântată că reușesc într-o oră să evaluez toate proiectele lor, cât și ei să se evalueze între ei, efectiv să știe fiecare ce a lucrat, să-și dea o părere, să aprecieze, să se bucure împreună de rezultatele lor. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevi să își dezvolte gândirea creativă și să găsească soluții la probleme, să se autoevalueze. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor prin învățarea prin descoperire, autoevaluare, spuneam problematizare, rezolvare de probleme. Când folosesc resursele digitale, elevii se simt inovativi, creativi și se simt parteneri oarecum în procesul de predare evaluare, deoarece de multe ori îi implică efectiv să găsim împreună tema despre care noi dorim să lucrăm în ziua respectivă și atunci ei participă cu mare interes și la proiectare și la implementare, dar și la evaluare când ei își spun părerea despre cum au lucrat colegilor. I-aș recomanda unui coleg să folosească resursele digitale deoarece ușurează foarte mult munca de la clasă. Programul Îndreptar Digital l-aș descrie upgradare în sensul de versiune îmbunătățită a noastră, dar și actualizare, ceea ce mi se pare foarte important în contextul actual, când trebuie să ținem pasul cu tot ce se întâmplă, să fim alături de copiii noștri.